Liderii de la Sindicatul Muntele, care la începutul anului au stat în greva foamei timp de 7 zile, amenință cu noi proteste dacă mâine secretarul de stat pe probleme de energie nu vine în Valea Jiului cu răspunsuri concrete din partea ministerului. Lista cu revendicările minerilor care a ajuns pe masa ministrului energiei Toma Petcu nu a primit niciun răspuns, dar sindicaliștii spun că nu au de gând să cedeze. Noi, după ce am terminat protestul grevei foame, atunci, în 3 ianuarie, am fost chemați la minister de către ministru să îi prezentăm doleanțele noastre. Noi am prezentat o listă de revendicări, iar din lista aia doar un punct s-a concretizat, cel cu ITA. Da, domnul Vișan vine mâine în Valea Jiului, va trebui să-l întrebăm ce are de gând cu mineritul. Întâlnirea de mâine, pe care Doru Vișan, secretarul de stat pe probleme de minerit, o va avea cu conducerea CEH, dar și cu sindicaliștii, este decisivă, spun liderii ortacilor. Așteptăm vești bune de la domnul Vișan. Eu zic că i-am lăsat termen destul, o lună de zile, să-și facă temele și să vină cu temele pregătite la noi în Valea Jiului, mai ales că dumnealui este localnic, de aici știe situația concretă. Minerii în subteran nu mai au cu ce... Să știe destul de clar că conducerea complexului energetic Hunedoara a anunțat că până la sfârșitul lunii ianuarie mai sunt materialele de bază. Și iar referitor la intrarea în insolvență, să nu creadă cineva că dacă intrăm în insolvență, gata, se salvează complexul. Nu se salvează complexul. Nimic nu pare să îmbunătățească situația de la complexul energetic Hunedoara. Bugetul Ministerului Energiei, cel în care toți își puseseră ultimele speranțe, este unul foarte mic, colosului industrial hunedorean, revenindu-i doar sumele pentru închiderea celor două exploatări miniere introduse la sfârșitul anului trecut pe program de închidere.